Bună seara și bine v-am găsit în cea de-a doua parte a emisiunii noastre și vorbim cu Mihaela Guna despre educație și importanța educației și cum se face educație și ce înseamnă un copil educat, cât de mult contează notele sau cât de mult contează cunoștințele generale. Mihaela, ce e important? Cum poți evalua ca părinte cunoștințele copilului tău? După note sau îl asculți sau îi urmărești evoluția? Cum trebuie făcut? Cred că cel mai important este să urmărești evoluția unui copil și a comportamentului unui copil, nu numai a notelor. Din păcate, în școala românească se pune tot mai mult accent pe note, dar luate de valma, indiferent de ce disciplină, contează nota. Niciodată nu s-a ținut cont că un copil are aptitudini mai degrabă spre partea umanistă, altul are aptitudini mai mult pe parte tehnică sau o parte creativă. Și vezi acum, de exemplu, la trecerea copilului de la învățământul gimnazial la învățământul liceal, contează toate notele, indiferent de aptitudine pe care le are copilul. Un lucru care nouă ni se pare că este un nonsens, ca să accesi la o treaptă de învățământ superior, cum ar fi de la gimnaziu la liceu, în momentul de față, copilul trebuie să-și le știe pe toate, să aibă note mari la toate, pentru că altfel n-ar putea să meargă la un liceu bun. Și atunci, copilul trebuie să știe în egală măsură și limba și literatura română, cu toate că noi vorbim despre competențe de comunicare. Copilul trebuie să fie foarte bun la biologie, să fie foarte bun la chimie, să fie foarte bun la fizică, chiar dacă el se îndreaptă spre latura umanistă. Și ne întrebăm de ce, dar cât poate să suporte un copil să învețe foarte bine la toate disciplinele, astfel încât să poată accede la un liceu bun. În competența cui intră schimbarea acestei organizări? Cred că a Ministerului? În primul rând a Ministerului Educației. Și îți imaginezi că sunt foarte multe discipline, da? Un copil nu le poate acoperi pe toate, dar nu poate să riște să-și un copil foarte bun să piardă locul la un liceu foarte bun, tocmai că a obținut o notă mică la mai știu ce disciplină. Un copil care are înclinații spre matematică, de exemplu, este foarte bun la matematică, chiar este pasiunea lui, nu poate să meargă la o clasă de mate-info, la un liceu de foarte bun, pentru că e condiționat de medie. Da, pentru că poate la biologie sau la mai știu eu ce disciplină are o notă mai mică. Și știm cu toții că la liceele foarte bune mediile de admitere sunt foarte sus. Și orice notă mică poate să-i scadă media copilului său. Și atunci începem cu presiunea. Și noi părinții facem presiunea asupra cadrelor didactice, pentru că e normal să ne dorim să avem copilul înscris la un liceu foarte bun, dar și cadrul didactic, pe de altă parte, își dorește să aibă în palmares foarte mulți copii care merg la licee foarte bune. Iar rezultatul acestei comunicări, să-i spunem, că tot am vorbit de comunicare, nu este deloc favorabil copilului. El știe că și cadrul didactic s-ar putea să-i pună o notă pe care nu o merită, da? Și părintele vine și mai face presiuni, pentru că e firesc, îți dorești ce e mai bun pentru copilul tău, face presiuni și părintele și atunci nota de cele mai multe ori este obținută artificial, nu la toate disciplinele. Dar sunt suficient de multe discipline la care evaluarea unui copil nu este tocmai cea reală. Poate dacă am revenit la vechiul sistem și funcție de profilul clasei, de filiera liceului, s-ar reveni la acel examen de admitere, poate cu o pondere destul de mare, poate atunci copilul știe mai bine către ce se îndreaptă și care este interesul lui, pentru că nu mai vorbim de cultură generală, când trebuie să le știm pe toate perfect ca să ajungem la un liceu foarte bun. Pe de altă parte, copilul se mai întreabă... Am auzit la mai multe persoane, deci nu există până acum o schimbare din partea Ministerului, nu se gândesc cel puțin la această posibilitate. Sunt mai mulți și părinți și profesori care optează pentru schimbarea acestui sistem. Da, a trecut de Camera Deputaților o propunere legislativă, să-i spun, în care
mai intervine în calculul mediei de admitere și o notă pe care o obține copilul la o evaluare făcută de liceu, de liceul la care vrea să meargă. Cu o pondere destul de mică, dar să sperăm că și notele care se vor lua în calcul pe parcursul claselor 5 și 8 vor ține cont totuși de ceea ce își dorește copilul să facă mai departe și către ce filieră să se îndrepte. Vorbim de cultură generală. Cultura generală ar trebui să meargă până la clasa 10-a, da? Pentru că după clasa 10-a, copilul trebuie să aibă o cultură generală, după care să se îndrepte chiar spre ceea ce și-a dorit să facă în viață. Dacă învățământul obligatoriu se termină acolo, acolo este cultura generală, da? Și după aceea, copilul, dacă a mers pe o linie tehnică sau pe o latură umanistă, să aibă mai multe discipline din acea latură și să ne axăm pe acea latură. Din păcate, noi cerem cultură generală la un copil, dar se depășește cu mult cadrul culturii generale și pot să vă dau un exemplu. Chiar la cei mici, clasele 5-8, o să vedeți manualele de biologie încărcate de termeni în limba latină și evident copilul se întreabă la un moment dat, da, de ce îmi folosește tot același lucru? Fără o legendă în care să fie explicate? Sigur, sunt explicate, dar chiar este posibil ca un copil să rețină atâtea denumiri și atâtea date? Mă îndoiesc. Cred că e mai important pentru el să știe cum se cheamă acea plantă, nu știu, să descrie o plantă, să descrie orice altceva, decât să rețin neapărat o denumire în limba latină, care nu știu dacă îi va folosi vreodată, pentru că el se îndreaptă către cu totul altceva. Deja cultura, cerințele pentru cultura generală cred că depășesc orice limită. Fiecare autor de programă sau autor de manuale vrea să îl facă pe copil să știe cât mai multe lucruri, dar are și el o limită și nu poate fi bun la toate. Dar cum evaluează Ministerul Învățământului sau școlile, fiecare în parte, rezultatele pe care le obțin cu programa de învățământ, cu legea învățământului? Cum sunt evaluate aceste rezultate? Rezultatele cursuri, după. Dar rezultatele legilor pe care le aplicăm? Păi, rezultatele legilor pe care le aplicăm și, de fapt, Și a programelor și a întregului sistem, da, pot reieși din coeficientul de promovare la examenele de bacalaureat. Care e dramatic. Care este dramatic în ultimul timp. Și când vezi an la rând că nu e un rezultat bun, nu e mult ceva, dar ar trebui să schimb ceva în bine. Da. Din păcate, este mai greu să schimb ceva în bine, pentru că tot noi facem și manualele, tot noi facem și programa. Se pare că de data asta este regândit cumva planul cadru de învățământ și s-a înțeles că un copil mai trebuie să fie și copil. Și mai trebuie să se joace mai mult, trebuie să facă mai multă activitate fizică, trebuie să facă și mai multe activități creative și deja s-a produs o schimbare în planul cadru pentru clasele 1-4 și așteptăm să vedem aceea schimbare și pentru clasele celelalte. Această schimbare pentru 1-4 a intrat deja în vigoare sau urmează să intre de anul viitor? Urmează să intre, dar orice schimbare trebuie anunțată înainte de începerea școlii. M-aș bucura ca și acele discipline la alegerea școlii, acea curriculă opțională, să se axeze mai puțin pe disciplinele care deja sunt introduse în curricula obligatorie și astfel să se dezvolte și alte competențe sau aptitudini ale copiilor și în mod special cele artistice. Pentru că de ce trebuie numai la un liceu de artă copilul să capete îndemânări și aptitudini artistice și de ce să nu încercăm să descoperim aceste talente încă de când copiii sunt în școala generală, la gimnaziu. Și, nu știu, eu mi-amintesc că am învățat în școală și cum să cos, da, și cum să brodez, băieții cum să cioplească în lemn. Ori asemenea lucruri nu se mai fac.
vorbim de competențe, vorbim de aptitudini și învățăm matematică, fizică, chimie, biologie, cât se poate de mult. Iată, cei care ne urmăresc ne întreabă ce facem cu copiii care termină un liceu și nu au nicio aptitudine practică. Exact ceea ce vorbeam. Și cred că ar fi util să dezvoltăm și acele discipline în curricula la latitudinea școlii. Și există această posibilitate? Există această variantă? Există la fiecare nivel de studiu, școala are posibilitatea să propună niște discipline opționale copiilor, dar din păcate până acum știi cum s-a procedat? Nu. Profesorul de religie nu are norma acoperită cu orele de religie și atunci introducem ca și disciplină opțională o altă oră de religie. Sau profesorul de... Și ne gândim la profesor și nu la copii. Exact. Ne gândim cum să acoperim, cum să completăm normele cadrelor didactice și în niciun caz să dezvoltăm aceste aptitudini, n-a zice competențe, aptitudini ale copiilor și să încercăm să-i apropiem de viața reală. Corina ne întreabă dacă este indicat ca părinții să se implice în alegerea liceului pentru copilul lor. Este foarte important ca părintele să încerce să descopere, evident cu ajutorul specialiștilor, care sunt înclinațiile copilului său. Și exact ce vorbeam, dacă copilul nostru are niște înclinații artistice, e pasionat de ceva anume, să lăsăm să-și urmeze calea. Chiar dacă pasiunea lui nu aduce neapărat bani. Pentru că părinții se gândesc să-i fie bine financiar. Normal că îți dorești pentru copilul tău să-i fie bine financiar, dar trebuie să-i fie bine și sufletește. Și atunci trebuie să meargă pe o filieră care să-i și aducă bani, de ce nu, și pe care să o facă și copilul spre o meserie, pe care și copilul să o facă cu plăcere. Pentru că altfel va deveni un chin pentru el și se va întreba de ce bun să fac aceste discipline, de ce să învăț, mie nu-mi place. Și atunci copilul ar trebui consiliat să meargă spre ceea ce îi place să facă și evident și părintele. Copiii se mai schimbă, evoluează, cam care ar fi perioada optimă în care poți să-ți dai seama pentru ce e bun copilul tău, ce aptitudine are. Când e mic, el vrea să facă pompier, când crește vrea medic, după aia vrea să aibă un restaurant, după aia vrea să fie șofer. Bine, nu copilul să spună. Da, copilul spune că își dorește să facă ceva pentru că vede niște modele. Da. Are niște modele. Dar tu ca părinte și ca și specialist trebuie să descoperi ceea ce îi place la modul real să facă copilul, nu ceea ce face modelul pe care și l-a ales la momentul respectiv copilul. Că vede, nu? Vede la televizor persoana X care e interesat de fotbal, câștigă mult, vrea și el. Sau fotbalistul, uite ce libertăți are. Toți fotbaliști. Dar poate copilul ăla n-are niciun fel de înclinație acolo și atunci trebuie să-i descoperi care sunt înclinațiile și încetul cu încetul să-i oferi șansa să și le descopere chiar singur. Pentru că dacă faci ceva ce nu-ți place, la un moment dat ajungi să nu mai faci cu plăcere și să nu-ți mai găsești rostul. Tot Cătălin ne scrie că sunt foarte mulți copii care au o diplomă, dar învață prea multă teorie și prea puțină practică. Cum s-ar putea rezolva problema aceasta, după părerea dumneavoastră? Sunt discipline teoretice care trebuie să le abordez ca atare, dar înțelegând că îți va folosi în viitor în practică, dar sunt și discipline care ar trebui să fie apropiate mai mult de viața cu zi cu zi. Și cum ar fi chimia, nu? Să petrecem mai multe ore în laborator ca să înțelegem un fenomen, să petrecem mai multe ore într-un laborator de fizică și chiar la biologie, că tot am vorbit de biologie. Cred că este mai important să mergem în natură, să vedem o plantă, să cunoaștem planta respectivă, decât să-i reținem o denumire în latină. Da? Pentru că și memoria unui copil are o capacitate de stocare și încă o dată. Și e inutil. Dacă e prea mult, copilul se protejează și nu refuză mai vrea tot. Și nu mai vrea să asimileze absolut nimic. Pe de altă parte, ca să te apropii de viața reală, trebuie să-i dezvolți toate aceste inclinații ale copilului, să-i le descoperi. Și exact ceea ce vorbeam. Nu trebuie să fim conștienți de fapt că nu toți copiii
pot sau vor să aibă studii superioare. Și atunci trebuie să încurajăm, să-l încurajăm să dezvolte aceste aptitudini. Pentru că faptul că ai o diplomă, da, nu înseamnă că ești pregătit să faci meseria respectivă. Din punct de vedere teoretic, poți să o faci, dar vedem foarte bine că foarte mulți absolvenți de facultate îngroașe rândurile șomerilor și poate unii au făcut acea facultate numai de dragul de a avea o diplomă. Sau foarte mulți au făcut o facultate și practică altă meserie decât ce au învățat. Sau practică și altă meserie. Când știm foarte bine că sunt foarte multe activități care nu își cer neapărat studii universitare, pe care poți să le faci cu plăcere. Tocmai din acest motiv noi am cerut de fiecare dată reînființarea școlilor profesionale. Nu toți copiii vor sau au posibilitatea să urmeze cursuri universitare. Acum școli profesionale? Nu, există acele licee tehnologice cu rută progresivă care îți asigură niște niveluri de calificare, dar odată ce ai ajuns acolo, copilul termină liceul, se îndreaptă tot către o carieră universitară, îngroșând rândurile șomerilor. Pentru că nu știu dacă ați observat, în general, notele mici la bacalaureat sau rata de promovare la bacalaureat a fost foarte mică, uneori chiar zero, la aceste licee cu rută progresivă. Copiii au intrat cu medii foarte mici, cu medii chiar sub 4, iar cu tot efortul cadrelor didactice, n-au putut să-i aducă la un nivel de cunoștințe care să le asigure o notă de trecere, în condițiile în care la aceste licee s-au făcut clase de mate info și copiii care au intrat inclusiv la aceste clase de matematică informatică cu medii foarte mici, ajung la final să dea un examen de bacalaureat după aceleași subiecte cu cei care au intrat la liceele mai bune cu medii foarte mari. Oricât, repet, oricât s-ar strădui, cadrul didactic nu poate să-l ridice foarte sus, astfel încât să poată fi, să obțină o notă bună la examenele finale de bacalaureat. Ionela ne întreabă dacă n-ar fi mai bine să punem accentul pe liceele cu profil tehnic. Exact acestea ar fi de care ai povestit mai devreme, nu? Da, ar fi foarte bine să pună accentul pe liceele tehnice, dar, repet, a fi absolvent de liceu tehnic, în momentul de față nu-ți asigură nicio meserie. Deci nu capezi nicio calificare. Poate ar fi mai bine ca și mediul economic să se implice mai mult și împreună cu școala și cu administrația locală să găsească acele oportunități astfel încât calificarea pe care o caută copilul să fie o calificare solicitată pe piața exact, muncii la momentul caută. Respectiv. Pentru că dacă nu ai o deschidere către piață, degeaba faci un liceu tehnologic. Costin ne întreabă cu ce ar ajuta studiul chimiei un elev care vrea să urmeze dreptul. Ar trebui introduse module specifice. Probabil că se referă mai puțin ore de chimie. Noi vorbim de un învățământ obligatoriu da. Care trebuie să asigure un minim de cultură generală copilului. Și exact cum am spus eu, mergând pe o anumită filieră, deci dacă vreau să mă duc la drept, de ce trebuie să mă duc la un liceu cu profil real și nu mă duc la un liceu cu profil uman care se apropie mai mult de ceea ce înseamnă facultatea de drept și unde orele de chimie sunt mai limitate ca și număr și ca și programă. Deci în funcție de ce țintă urmărești, așa trebuie ales și liceu. Exact, dar... Dacă mă duc la un liceu de matematică informatică, după aceea pot să mă duc la drept și mă întreb într-adevăr de ce mi-a trebuit atâta alte discipline. Mm-hmm. Care este vorba de orientarea și... copilului și de ceea ce își dorește copilul să facă. Da? Pentru că poate el s-a dus la o latură reală, la o clasă de matematică informatică, pentru că așa a vrut mama sau așa a vrut tata, că îi oferă mai multe posibilități și în final ajunge în clasa 12-a să descopere că el și-a dorit dreptul. Sau chiar invers. Copilul a vrut să meargă la o astfel de clasă, dar părintele îi explică că meseria de avocat este mult mai bănoasă decât meseria de profesor de matematică. Da? Deci trebuie să ne alegem funcție de așteptările copilului, de
înclinațiile copilului, de aptitudinile lui, filiera pe care să meargă, astfel încât să nu ne întrebăm de ce am făcut atâta chimie când eu m-am dus la facultatea de drept. Din experiența ta, cât de mult contează munca, pregătirea pe care o ai și cât de mult contează înclinația pe care o ai? Pentru că poți avea înclinație spre chimie, dar tu să vrei să fii medic și tu muncești, înveți, nu contează că îți place chimie. Bine, astea sunt chiar apropiate un pic una de alta. Da, da, știi foarte bine că dacă faci cu plăcere ceva, nu mai simți nicio oboseală, nu mai simți nimic, da? Și atunci dacă îți place o disciplină anume, nu mai simți oboseală, nu mai simți plictis, nu mai te simți forțat și o faci de plăcere. Deci faci cu plăcere ceea ce îți place și îți place ceea ce faci fără nici cel și mai mic normal, efort. Și normal ar fi fiecare să știe ceea ce îi place chiar înainte de a merge spre liceu. Da, ar fi foarte bine să, și copiii trebuie sprijiniți să-și descopere aceste înclinații și aceste pasiuni. Școala face acum asta pentru ei? Din păcate nu. Școala în momentul de față oferă mai mult un proces de instrucție, adică profesorul vine și își predă disciplina la nivel mai înalt sau mai scăzut, funcție de pregătirea și de dorința de a face acest transfer de informații către elev și îl interesează mai puțin dezvoltarea unor înclinații. Dar să știi că modul în care se impune profesorul sau în care face acest transfer de informații este foarte important pentru copil. N-ai întâlnit niciodată un copil care spune mie îmi place matematica în primul rând pentru datorită profesorului. Da? Și nu-mi place limba franceză, de exemplu, nu vreau să fac nicio referire, dar dăm niște exemple. Pentru că profesoara de franceză nu mi-a plăcut și n-a știut să mă atragă. Da. Dar descoperi în timp toate aceste lucruri. Deci nu ar trebui să fie numai profesori atrăgători. Da, cu copiii. Da, dar ăsta este impactul asupra copilului. Dacă nu știi să-i dezvolți aceste lucruri, nu reușești să faci nici măcar acel transfer de cunoștințe, da, păi să mai faci și să-i dezvolți alte înclinații. Vorbeam înainte de emisiune de modelele pe care copilul le are în școală, în profesori, în tot ceea ce întâlnește el în școală, în acele, de exemplu, chioșcuri pe care le au în școală, unde n-ar avea voie să vândă chipsuri și dulciuri, dar le găsește. Da. Cum se întâmplă? De ce? Cum de-au scăpat? Și se perpetuează, an de an găsești problemele acestea. Știi că întotdeauna spune că cei 7 ani de acasă contează, da? Ca să o discutem pe rând. Contează și modul în care este educat copilul, ce găsește în familie și contează foarte mult și modelul pe care copilul și-l alege în primii 7 ani de viață și, în general, el intră în contact cu familia cel mai mult și modelul va fi ales în cadrul familiei. Ulterior, orizontul lui se lărgește, ajunge în școală și își poate alege un model, un profesor pe care îl are la clasă. N-ai auzit niciodată sau n-ai întâlnit că o fetiță era îndrăgostită de un profesor sau un băiat de o profesoară? Poate acela era modelul pe care el și l-a ales în viață, ca și comportament, ca și atitudine, ca și totul. Dar copilul, la mintea lui copilărească atunci, credea că iubește de fapt ceea ce și-a alesese model și ceea ce ar fi vrut să fie el însăși. Din fericire, profesorul trebuie să și rămâne în majoritatea cazurilor un model pentru copil și numai atât, că știm foarte bine că au fost mediatizate și alte cazuri în care modelul s-a transformat în altceva. Din acest motiv, copilul trebuie să-și aleagă, își alege un model și îl urmează și încearcă să fie cât mai aproape și poate din acest motiv, mergând la școală, îi place și disciplina respectivă pentru că modelul lui era profesorul sau profesoara respectivă. Ca să revenim la chioșcuri, din păcate, în acele, pentru că suntem într-o emisiune pentru consumatori, nu? Din păcate, nu toate acele chioșcuri au produsele potrivite pentru copii. Pentru copii.
mai ales că există și o legislație în acest domeniu. Și ce este mai important, nu numai la chioșcurile pentru copii din școli, nu prea se respectă regulile de siguranță alimentelor și știm că există o cerință legală ca pe tot lanțul alimentar să fie implementat un sistem de siguranță alimentelor. Da. Cu atât mai mult în școală ar trebui să fie așa ceva și de cele mai și multe ori nu există. Nu. Nu. Și la sesizările care au fost, că probabil au fost, nu s-a întâmplat nimic? Nu, dar haideți să vorbim de toate alertele astea, că trecem de la una da, la alta. Da, da, da. Toate alertele care se fac cu privire la, eu știu ce s-a mai descoperit. Produse alimentare necorespunzătoare. Produse alimentare, altă carne decât ar trebui să fie, lapte contaminat, eu știu, carne de pui cu multe antibiotice. Mă întrebam de ce totuși nu se menționează unde au fost găsite. Există niște cerințe simple. Acestea sunt situații de urgență. Și într-o situație de urgență, absolut toți consumatorii trebuie să fie informați cu locul de proveniență al acestor produse, chiar mediatizat și anunțat că lotul respectiv a fost, hai să nu spunem contaminat, a fost afectat de medicamente, de antibiotice sau un lotul respectiv de mici, nu? Carne de mici, cum se spunea, se găsește altceva decât scria pe etichetă. Este cerință legală, este absolut obligatoriu ca în astfel de situații de urgență să anunți producătorul și lotul, astfel încât consumatorul să se îndrepte către locul de unde l-a cumpărat, să primească banul înapoi și să fie foarte liniștit că nu există suspiciuni asupra ceea ce a mâncat. Eu nu pot crede pe cuvânt pe nimeni când îmi spune nu s-a comercializat de la unitatea respectivă lotul respectiv. Nu, trebuie să vii, da, să-mi spui lotul acela a fost contaminat, producătorul este acela și în cazul în care există o scăpare și nu s-a retras pe piața, cineva a cumpărat, atunci trebuie returnat la producător pe calea pe care se va anunța în mass media chiar. Astea sunt proceduri pentru situații de urgență în condițiile în care un produs este contaminat. Înțelegând prin produs alimentar contaminat orice produs care este afectat de ceva. Norocul nostru este că se spune că da, îți dai orice seama că afectează și dacă e consumat în cantități mari. Nu, că orice afectează și fiecare consumator poate să-și asume responsabilitate. Îți dai seama că astfel de produse pot ajunge și la grădiniță sau în after school. Normal. Nu? Și e vorba de copiii noștri. Dacă tu acasă și la cantina școlii, exact, unde stau copiii după, la semi-internat, după școală. Da, din păcate nu prea se respectă regulile de siguranță alimentelor nici măcar la grădinițe, la nici marile restaurante, pentru că se cumpără un produs contaminat, restaurantul respectiv nu are certitudinea că acel produs este sigur din punct de vedere cumpără al siguranței. Care, da? Iar atâta timp cât tu nu, producător, cu toate că ai această obligație, nu anunți lotul și nu ți anunți această problemă, nimeni nu știe și nimeni nu are siguranța că a cumpărat un produs care este conform normelor de siguranță alimentelor. Probabil că vor lua măsuri pentru că cererea va scădea. Oamenii nu prea mai au încredere sau. Da, dar vezi că rând pe rând toate produsele sunt afectate de ceva. Da. Și trebuie să primim o alertă din străinătate ca să ne gândim și noi ce mâncăm. Nu mai bem lapte, nu mai mâncăm carne de vită, nu mai mâncăm carne de pui și este o problemă, da? Tot referitor la școală, Felix ne întreabă dacă nu ar fi bine să existe din nou licee separate, de fete, licee de băieți. Era o soluție bună când existau licee de fete? Există și acum școala de fete. Nu, copiii trebuie să învățați să intre. Nu există nicio școală de fete. Unde probabil sunt și băieți. Sau e vechea școală de fete, nu știu dacă sunt doar fete. Nu. Sunt copii de toate genurile, nu. Copiii trebuie să învățați să interacționeze. Deci nu era o idee bună. Și eu nu cred că violența în școală se datorează faptului că învață fete și băieți la un loc. Uh-huh. Da? Nu cred că asta este cauza. Iar copiii trebuie învățați să interacționeze de mici
Nu trebuie să-i separăm și să facem criterii de sex în momentul în care intră un copil la o școală sau la un liceu. Ei trăiesc în societatea asta, trebuie să-i creștem împreună, să învățăm ce e bine și ce e rău, chiar să facem chiar și lecții de sexologie adecvate vârstei lui. Copilul trebuie să știe ce este bine și ce este rău și să poată interacționa, pentru că nu ducem fetele nici la mănăstire, nici băieții nu-i facem călugări. Ei trebuie să învețe să trăiască împreună în același mediu. Cred că violența în școală se datorează altor cauze, nu faptului că ei învață împreună. Ce facem? Știi, cu cât ți-ai mai forțat un copil și îi spui n-ai voie, n-ai voie, n-ai voie, orice lucru interzis devine tentant. Și dacă, răsplătește. Exact. Și atunci dacă facem școli separate, deja apropierea de un coleg este un lucru interzis și tentația este mult mai mare. Violența, trebuie să-i căutăm ca toate cauzele, nu asta determină. Poate fi și din familie. Poate fi așa văzut acasă, poate vrea copilul să atragă atenția asupra lui, exact ce vorbeam. Care nu are parte de atenție. În prima parte a emisiunii, poate copilul învață de la anturaj. Și întrebarea mea, și o repet tot timpul, de ce simte nevoia să fie și filmat? Nu pentru a atrage atenția asupra lui. Da. Și vedeți, tot modele. Copilul ajunge tot la un model și dacă își alege chiar model un om care are manifestări violente, da, și el devine violent. Dacă are acasă violență, copilul devine violent. Dacă vede pe stradă violență, copilul devine violent, pun violență înțelegând și verbală și fizică. Nu este o soluție să facem școli separate. Pentru că ai pomenit mai devreme de mass media, care e partea bună și care e partea rea a mass mediei? Informează bine, nu apar decât știrile de rău, nu o să apară cele de bine mai rar. Nu știu dacă se întâmplă mai des decât se promovează, dar... Fenomenul îngrijorător este nu că mass media prezintă aceste cazuri, ci că tocmai ratingul acestor emisiuni crește. Deci suntem și noi interesați, publicul larg, de astfel de fenomene de violență. Și de sex. Poate, cele mai interesante. Sigur, poate e bine să fie mediatizate, dar în același timp ar trebui să lucrăm cu un copil și să-i spunem așa nu. Poate ar fi bine să fie în alternativă mediatizate și cazurile de copii cu alte preocupări. Pentru că, așa cum am spus, copilul vrea să atragă atenția asupra lui și atunci învață de la model. Cum atrag atenția? Uite, Georgică, care s-a bătut cu Vasilică în clasă, uite, sunt popularizați, toată lumea știe de el, toată lumea știe că există acești copii. Eu sunt un nimeni, haide să mă manifest și eu. Și atunci invit un coleg la bătaie sau îl provoc la bătaie, rog pe altul să mă filmeze și devin și o vedetă. Au fost foarte dese situațiile de sex în școală, la toaletă sau profesor cu elev. Căror fenomene se datorează aceste întâmplări? Unde s-a greșit? În educația de acasă, în educația din școală, în libertatea la filme și poze și necorespunzătoare vârstei lor? Sau de la ce vârstă e normal ca un copil să pună întrebări despre sex? Sau nu trebuie să pună întrebări, trebuie să venim noi înainte să-i punem? Copilul trebuie să fie pregătit încă de mic cu toate problemele legate de sănătate și de sex, pentru că la o anumită vârstă sexul înseamnă tot sănătate, nu? Și vezi, nu mai poți să spui o vârstă anume, pentru că vârsta de la care copiii încep să facă sex este de în ce în ce mai mică. Da, e bine, e normal. Văd că se întâmplă și în alte țări, dar... Bine, copilul evoluează în permanență și... Așa cum și noi cerem din ce în ce mai mult și vârsta de la care poate să înceapă... Are refulări. Sigur. Dar să revenim. Dacă copilul face sex, copiii fac sex în toaleta școlii și vor să fie filmați, nu crezi că vor să fie și ei mediatizați? Ba da. Nu vor să atragă atenția asupra lor? Nu vor să braveze, să arate cine sunt? Și atunci... Nu stau să se gândească că ne-a apărut un lucru rău. Da.
Nu, nu, dar vor să atragă atenția asupra lor, pentru că asta văd. Și asta reușesc. Asta văd pe stradă, asta văd în familie, asta văd în mass media, asta văd peste tot. Dacă vrei, este tot ceva asemănător cu violență, tot un mod de a atrage atenția asupra lor, dar în alt mod, da? Implicându-se altfel. Pentru că mă îndoiesc că știu foarte bine ce înseamnă să facă sex și mă îndoiesc că există și un sentiment în momentul în care ei nu se respectă unul pe altul și ajung să recurgă să facă, hai să spun, dragoste în toaletă sau într-o sală de curs. Și să facă public, nu? Acel film. Sau poate fi pur și simplu curiozitate. Dar de ce trebuie să fim și filmați? Atunci e bine să educăm copiii să știe, nu că este un lucru interzis, că este bine sau este rău, pentru că, repet, dacă forțezi un copil nu prin interzicere se rezolvă exact, problema. Trebuie să-l conștientizezi ce este bine și ce este rău pentru el și pentru sănătatea lui, în primul rând. Altfel, asta trebuie să facă și familia și școala? Asta trebuie să facă și familia și școala în parteneriat. Educația, nu poți să spui că până la o vârstă o face familia și după aceea începe școala. Nu. Educația copilului începe în familie și să continue familie și școală deopotrivă. Nu trebuie să fie ruptă familia de școală. Pentru că ceea ce învață acasă trebuie să perceapă și la școală și invers. Și asta se poate întâmpla dacă familia ține o legătură permanentă cu școala. Da, dar nu merg pe ideea numai a ședințelor cu părinții, revin. Uh-huh. Ședința cu părinții are un alt rol. Relația dintre părinte și cadrul didactic este mai puternică dacă se face în acele ședințe, hai să spun, de consiliere, în care părintele stă de vorbă singur despre copilul lui cu cadrul didactic. Nu poți să faci ședințe cu toți părinții, da, și să comunici și să hotărăști și să te sfătui despre ceea ce face copilul tău sau ce ar trebui să facă sau cum ar fi normal să te porți cu alții încă 30 de părinți la oaltă, pentru că intervine altceva și ai dreptul totuși la o intimitate. Costin ne scrie că principala problemă, după părerea lui, este lipsa educației de acasă. Deci, probabil, părinții, din lipsa timpului, nu sunt învață destul. Sunt mai multe posibilități. Copii. Fie copiii nu neapărat că nu au timp, părinții nu neapărat că nu au timp, poate lor le lipsește acea minimă educație de care are nevoie și poate sau poate fi și faptul că au de ce în ce mai puțin timp sau mai pot fi și părinți care nu le pasă, da? Poate să nu-ți pese de copil sau nu-și dau seama, de nu realizează, apoi le regretă, dacă, dar e prea târziu. Nu, dar dacă îi ofer tot confortul necesar, mai știu eu ce mașină, mai știu eu ce bandă buzunar, posibilitatea să îmbrace numai de la firme foarte costisitoare, consideră că atât e suficient. Și restul nu contează, are bani și o să descurce. Nu mai contează educația. Pentru că la rândul lor, asta sunt și ei. Deci influența părinților este foarte puternică. Și evident, continuând cu ceea ce vede copilul mai apoi în anturaj și la școală. Care este rolul federației pe care o reprezinți? Cum vine ea în sprijinul părinților? Noi ne-am înființat în anul 2005 încercând să facem ceva pentru părinți, să reprezentăm părinții, pentru că la nivelul fiecărei școli părinții încearcă să-și rezolve niște cazuri chiar punctuale și nu au o voce care să facă auzită și să încerce să influențeze aceste politici educaționale. Pentru că ceea ce se întâmplă în școală nu depinde neapărat de școală. Deciziile se iau în altă parte. Și atunci, ca să devii într-adevăr un partener real pentru cei care decid asupra educației în general a copiilor, trebuie să ai un nivel de reprezentare tot atât de bun. Egal. Și atunci ne-am constituit în această federație. Am semnat și un protocol de colaborare cu Ministerul Educației și încercăm să influențăm pe cât posibil aceste politici educaționale mergând până la metodologii. Și trebuie să fi reușit ceva în 7 ani petrecuți deja. Da, eu spun că da. Din păcate se discută acum de diminuarea reprezentării părinților în consiliile de administrație. De ce?
înțelegând faptul că școala este numai a cadrului didactic și nu a copilului și că, de fapt, singurul reprezentant legal al copilului este părintele. Deci dacă copilul greșește cu ceva, responsabilul legal este părintele. Într-adevăr, școala răspunde sau corpul didactic sau managementul școlii răspunde de securitatea copilului în școală, să nu-i se întâmple copilului ceva. Dar, indiferent ce face sau pățește copilul, responsabilul legal este tot părintele. Și atunci, mi se pare firesc ca și părintele să poate influența deciziile care să iau la nivelul școlii, decizii care privesc copilul și tot ceea ce se întâmplă copilul. Mai bine. Da, și nu numai. Și tot ce se întâmplă în școală, de fapt, interesează copilul. Copilul este cel care trebuie modelat de către cadrul didactic, astfel încât să ajungă om. De ce nu? Da? Este un material uman și cu el trebuie lucrat. Și atunci și tu, părintele responsabil legal, trebuie să poți influența, pentru că până la urmă totul ești tras la răspundere în fața legii dacă copilul tău greșește cu ceva. Din păcate, acest lucru nu se înțelege. Nu se înțelege că școala se centrează pe elev și nu pe cadrul didactic și în loc să se întărească parteneriatul și să atragem părinții către școală, formalismul acestei relații se rezultă și din componența Consiliului de Administrație. Funcționează pe, la nivelul întregii țări această federație? Federația, pornind de la 4 membri fondatori, are reprezentanțe în toate regiunile de dezvoltare și în aproape toate județele țării, cu excepția 4 județe în care nu am reușit. Din păcate, știi ce se întâmplă? În momentul în care a apărut această federație, toți părinții să cred că deja sunt reprezentați de cineva. Nu este suficient. Trebuie să vrei să fii reprezentat de federație. Și am primit foarte multe telefoane în care părinți care nu erau afiliați la această, înscriși la această federație, sunt milioane de părinți. Părinți care nu erau afiliați veneau și solicitau să-i sprijin cu ceva. Nu, nu poți, pentru că înainte de a cere să fii, da, să fii ajutat, trebuie să ceri să fii reprezentat. Nu poți să reprezinți pe cineva care nu-ți stă alături. Sunt milioane de membri pentru că dacă faci socoteala, o școală are în jur de 800 de copii, ne mai vorbim că acești 800 de copii au câte doi părinți și avem sute de școli, să spunem că într-un județ la nivelul zecilor și chiar peste 100 de școli. Și făcând o socoteală realizez că suntem câteva milioane și tot mai mulți vin către noi înțelegând utilitatea acestei federații și importanța faptului că a fi într-o federație, partener cu cei care iau decizii cu privire la educația copilului tău, contează foarte mult. Și așa poți să-ți spui și tu punctul de vedere, pentru că noi îi ascultăm pe toți și încercăm să-i reprezentăm pe toți. Putem da câteva exemple de schimbări pe care le-ați putut influența prin această federație în domeniul educației? Opinii, dorințe, ale doleanțele părinților rezolvate în felul acesta, prin intermediul federației? N-aș putea să spun că ceva punctual, nu? Dar situații, da. Dar inclusiv acel consiliu de componența Consiliului de Administrație în varianta inițială a legii educației, cea existentă și astăzi, numărul de părinți din care făceau parte din Consiliul de Administrație a fost mult mai mare. Schimbarea curiculei, planului cadru de învățământ, cu mai multă deschidere către alte activități pentru copii. Chiar posibilitatea nouă ca clasa 0 să fie organizată și în grădiniță, ca și locație, după ce s-a întâmplat anul trecut, a fost tot o cerință a părinților. Pentru că foarte mulți n-au posibilitatea să își ia copilul de la școală sau să plătească un after school și atunci ar fi preferat să meargă copilul să rămână în incinta grădiniței. Evident, ca și, unde ca și locație. Poate da. Fi cât programului de la servici, exact. Nu doar până la 12. Da. Și astfel de lucruri cât de mici
nu pot să spui că nu putem să ne le asumăm pe toate, dar am încercat să deschidem o cale de comunicare și să îmbunătățim situația copilului în școală. Am înțeles. Care sunt schimbările așteptate pentru învățământul, pentru programa de învățământ de anul viitor? La ce se așteaptă părinții? Îmbunătățiri, bineînțeles. Opinii care au fost luate în considerare de minister, se gândesc la ele și e posibil să le implementeze de anul viitor. Am văzut că s-a refăcut planul cadru pentru clasa 04. Ne așteptăm ca aceasta să fie refăcută și pentru restul claselor, inclusiv programa. Programa să fie corelată și pe orizontală și pe verticală, pentru că știm cu toții că astăzi, ca să faci fizică la clasa a șasea, de exemplu, trebuie să știi matematică de a șaptea. Deci da, trebuie să existe această corelare și pe verticală, deci între clase, și pe orizontală la nivelul fiecărei discipline. Partea de curriculă la decizia școlii, acele opționale, să fie mai puțin legate de curricula obligatorie, astfel încât să se poată dezvolta mai multe aptitudini ale copiilor, să creeze mai multe competențe ale copiilor. Cam acest lucru ne-am dorit. Și copilul să-și petreacă mult mai eficient timpul, învățând lucruri care sunt mai utile în viață, mai aproape de practică și mai puțin teoretizate. Sunt tot mai mulți copii care aleg școala în străinătate. Nu toate școlile sunt la fel de bune. Cum își aleg o școală? E o variantă bună? Vorbim despre școală sau despre facultate? Unii merg la liceu, unii merg la facultate. La liceele bune încă se mai face carte în România. Și dacă ne gândim, chiar au fost niște discuții la nivelul federației pe această temă, să știți că la școlile sau la liceele particulare, pentru că astea sunt mai bune. Sunt mai bune, cu adevărat? În afara țării, dar sunt mai bune. Școlile particulare. Sunt cazuri și cazuri. Sunt școli particulare unde se face într-adevăr carte, sunt și școli funcție de... Ca și cele de stat. Ca și mai cele bune de... și mai puțin bune. Da, dar școlile particulare din afară sunt comparabile cu liceele bune de la noi. Deci dacă noi venim și spunem, face copilul meu prea multă matematică, să știți că și la o școală particulară, la un liceu particular din străinătate, să face... Și atunci nu merită efortul financiar să trimis la un liceu în străinătate, dacă avem licee foarte bune aici. Avem licee foarte bune aici, dar se ajunge cu media care se ajunge acolo, fără să ții cont de nimic. Da? Sau... noi spunem că afară este mai bine. Majoritatea copiilor, după ce termină facultatea, după ce termină liceul, se duc către facultăți în afară. Și aici de ce? Pentru că sunt mai multe discipline, adică mai multe specializări, dacă vreți, mai multe specializări. Să fac mai puține discipline și specializarea este mai strânsă, da? Nu faci de dragul de a avea foarte multe norme didactice, discipline de tot soiul chiar la facultate. Ți-ai ales o facultate anume, mergi pe specializare în domeniul respectiv. Și specializările sunt în ce în ce mai strânse. Da? Pe de altă parte, sunt specializări pe care la noi în țară nu le găsești și nu... Acolo merită să facă. Și să nu uităm că și... ca și CV, faptul că termin o facultate care este în topul facultăților este mult mai important decât o facultate care este undeva la coada clasamentului. Dar tot absolvenții aceia vin și predau la copiii noștri și la studenții noștri. Îți mulțumesc foarte mult pentru informațiile pe care plăcere. Ne-ai oferit. Vă mulțumesc pentru atenție și ne revedem și celor care ne-au scris, le mulțumesc foarte mult și îi aștept și mâine la ora 20 pentru o nouă ediție a emisiunii În dialog cu consumatorii. La revedere!